Majda este în bucătărie și bună sunt dimineața. Foarte curios. Neața, ce ne faci bun astăzi, Majda? Ia uite, dacă dai așa un nou, oare ce o să gătesc eu astăzi? Să fie dulce sau sărat? Păi având în vedere că avem aici niște batoane de ciocolată. Așa. Și având în vedere că eu sunt deosebit de inteligent și pot să conectez două puncte așa să-mi dau seama, cred că facem ceva dulce. Facem ceva dulce. Sunt deștept? Ești, da, ești foarte deștept și nu doar că ai văzut aceste batoane, în general așa ești deștept. Facem negresă. Îmi dau seama când e ironică. Când sunt ironică? Asta e problema. Dar da, eu am fost foarte sincer da? Acum. Chiar ai fost? Da. Bine, atunci la fel de sincer îți spun, îți stă foarte bine bentița asta roșie. Mulțumesc, mulțumesc. Vezi, mi-am pus și cercei cu inimioară. Pentru că am înțeles că dacă ai inimioare, îți iese altfel dulcele. În urechi. Nu știu, așa, și voi să ne spuneți pe WhatsApp. Hai să le zicem oamenilor ce facem. Hai, ce și facem? Să și noteze rețeta. Facem o negresă cu glazură de caramel. Da. Eu am ales această ciocolată. Caramelul se poate face din zahăr, îl topiți, puneți frișcă lichidă și unt, doar că este un proces mai îndelungat, trebuie lăsat la răcit și așa mai departe. Și atunci o să folosesc această ciocolată, o să pun frișcă lichidă undeva la 150 de mililitri și asta da, este tot. N-are. Nu este niciun fel de se problemă. Ia uite, tot aici sunt. Gata. Am făcut curat în bucătărie, că eu mă simt ca acasă aici. Păi ești acasă. Exact, așa, mai avem nevoie de cacao, avem nevoie de iaurt de băut, ați auzit foarte bine, de ulei, frișcă lichidă ca să amestec cu ciocolată, esență, după bunul plac puteți să puneți vanilie sau rom, 200 ml de cafea, în cazul în care vreți să mănânce și copii, atunci nu puneți cafea, puneți mai mult iaurt de băut, de exemplu, sau cacao amestecată cu apă. 110 grame de unt, 300 de grame de zahăr, zahăr brun sau zahăr alb și 300 grame de făină. O să amestec făina cu zahărul, da? Toate lichidele astea o să le pun pe foc în afară de iaurtul de băut și frișca lichidă. O să pun, o să topesc untul, după care o să vin cu cafea, ulei, cacao. Le amestec foarte bine și când dăm primul clocot, le amestec energic cu zahărul și făina. Energic. Energic zici. Neapărat trebuie pentru că altfel se întărește. Eu ce acum energic? Nu știu dacă o să te aștept, că știi că sunt activă în bucătărie înainte, și trebuie să bag la cuptor. Stai așa, înainte de toate. Ia, ce este acesta? Eu aș fi zis că este fistic. Dar nu este, evident. Bravo! Fistic? Fistic, e fistic? Bun, avem și preferatul meu, fistic. Asta este pentru decor. Avem tot ce ne trebuie, da. Pentru decor sunt și eu de foarte multe ori. M-ați lăsat aici în bucătărie și Majda îmi dă dulce și să știți că nu devin un escroc sentimental. Pot să fiu bunica ta de data asta. Să fii ce vrei. Să știți că s-a făcut și foarte cald. Majda a dat drumul la cuptor. Aici este 175 de grade. Prăjitura noastră este aproape gata. Ce frumos a vorbit părintele Vasile Ioana ca de fiecare dată și am luat și eu sfaturile acestea prețioase. Să învăț să gătesc alături de fetița mea dulce, să o țin departe de zahărul din comerț, ca să fiu cât mai aproape de bunica. Că știi că, în general, bunica te așteaptă acasă cu tot felul de dulciuri. Și astăzi am făcut negresă cu glazură de ciocolată sau cu glazură de caramel. În eu ce am ales stadiu suntem acum? Această ciocolată. În ce stadiu am terminat aproape? Mai am cam 10 minute la cuptor cu negresa. Arată bine, bine, bine de tot. Mi-ai deschis cuptorul? N-am voie să deschid cuptorul? Scuze, ce se întâmplă dacă... Dă-napoi! Dă-napoi? Da, adică nu se deschide cuptorul. Nu se umflă și după aia se face mică înapoi? Glumesc, primele 30 de minute nu deschideți cuptorul, după care puteți să deschideți cuptorul, dar îmi place așa să-i dau emoțiile. Mi-a dat o palpitație așa și aici faci glazura, și acum nu? Facem glazura. Punem 150 de ml de frișcă lichidă, cam la 250 de grame de ciocolată, să zic. Eu am ales această ciocolată care are în compoziție și caramel, sau puteți să faceți caramel acasă la voi, exact cum v-am spus, zahăr topit, frișcă lichidă și unt, dar lăsați mai mult timp să fie răcit, după care îl puneți și la frigider, sau luați caramele, dar la fel, amestecați cu frișca lichidă. Se încălzește, amestecăm foarte bine această ciocolată, după care o să venim deasupra. Când negresa este aproape răcită, o porționați și veniți cu această glazură, vă garantez că este un deliciu. Păi, asta e, deci aici este s-o aprind, că nu știu dacă e aprinsă, e hași. Tu știi s-a prins? Nu știu absolut nimic. Hai că ne ocupăm noi aici, Majda, ia uite ce face, definitivează rețeta. Ne-a făcut o negresă specială astăzi și ăsta verde de aici este fâstâc.
Oameni buni, nu este fistic. Este fistic. Este fustic, cum se zice în turcă. Da, uite, te-am lăsat și pe tine, pentru că știu că îți place să faci decorul. Știi că îmi place? Te-am lăsat, uite, aici să-ți faci tu decorul cum vrei. Haideți, șurubelili, hai și vreți. Hai să decorăm aici frumos. Mamă! Deci, uite ce v-am pus și să gustați. Uite, Lili, stai că eu știu. Uite, tu ești prima. Haideți, dați-i să-i crească înapoi glicemia. Și ție, șuro, cât timp face Bogdan aici decorul. Oameni buni, decorez ceva aici, mă încurcați. Lăsați-mă un pic, vreau să decorez frumos. Uite, eu te las cu toată inspirația, foarte bine. Uite aici și fustă, cum spui tu, să sau fistic. Să punem și niște fustăc, cum pun așa bagună. Iar eu între timp le spun, uite, ai aici fac, o... Fac, fac așa. Vă să nu dai, mă rog, este prea mult opera fustăc, ta de artă, așa că o las. E după gust. Niciodată nu este prea mult. Astăzi am făcut o negresă cu glazură de ciocolată, cu caramel, am ales eu. Vă reamintesc rețeta pentru că este foarte simplu de făcut, o puteți face chiar și acum în preajma sărbătorilor. Am pus 400 de grame de făină cu 300 de grame de zahăr, cu un praf de copt, ingredientele acestea solide le-am amestecat foarte bine. Între timp eu am pus 110 grame de unt topit cu... Scuze, Emma, nu, că am auzit că Lili are glicemia scăzută. Nu, dar îmi place acest sos cu caramel. Așa. Doamne! Mă scuzați. Așa, am rămas la 110 grame de unt topit cu 100 ml de ulei. L-am pus pe foc. Am venit în completare cu 200 de grame de ciocolată. Tu poți să mănânci, Bogdan, doamne, doamne, așa. Doamne! 200 doamne. De ml de cafea, mă scuzați, nu de ciocolată. Ciocolata vine la final. Cu 50 de grame de cacao, toate amestecate pe foc. Repede amestecați energic în această compoziție solidă, 250 de ml de lapte bătut, toate băgate la cuptor pentru 40 de minute la 180 de grade, iar separat topiți 150 de ml de frișcă lichidă cu 300 de grame de ciocolată. Am înțeles, mulțumim! Respiră, Majda, te rog frumos, se prinde recunoștință, îți mulțumim mult de tot, este senzațională, credeți-ne. Primește, Doamne, și această negresă. Îți vă descriem gustul foarte simplu, deci are gust de zi de salariu, bunătatea asta. Bun, atunci înseamnă că o să-i trimite și Andreiuței.